Testament, dar la cuvântul idol am putea să spunem că ne închinăm la idol atunci când ne-am închina la orice obiect sau la orice închipuire de pe pământ. De exemplu, să-ți faci ție chip cioplit, să-ți faci lui mamă ta chip cioplit, la copilul tău chip cioplit, la casa ta, la averea ta. Deci aceea înseamnă idolatrie. Și în idolatria modernă, la momentul actual, intră trei mari idoli. Idolul mândriei, care este cel mai periculos idol și care periclitează și întreaga ortodoxie, fiindcă inclusiv căderea diavolului vine din această idolatrie. Și mândria are la bază două suporturi. Părerea de sine și iubirea de sine. În părerea de sine crezi că nu mai este nimeni ca tine, iar în iubirea de sine îți aloci sau îți faci tot ceea ce vrei tu. Și ca să dau un simplu exemplu pe înțelesul dumneavoastră, o simplă garderobă care costă câteva sute de milioane de euro pentru că i-ai pus tu pietre scumpe, poftim. Aia se cheamă iubire de sine sau lucru fără rost, să mai spun. Pentru că și cu ăla sau fără ăla poți trăi. Un alt idol modern poate fi timpul pierdut în deșert, despre care Mântuitorul Iisus Hristos a scris în Evanghelie. Pentru tot timpul deșert veți da seama. Iar prorocul David a combătut acest lucru și a spus: neîncetat vă rugați. Purure lauda lui în gura mea. Sau bine voi cuvânta pe Domnul în toată vremea. Deci iată cum trebuie folosit timpul. Iar Apostolul Pavel, marele apostol al neamului, a spus și el un cuvânt frumos: neîncetat vă rugați, privegheați și vă rugați să nu cădeți în ispită. Și acum cineva va spune: păi părinte, dar ce facem de acum? Stăm numai ca la biserică cu cartea în mână? Nu! Viața omului are trei etape componente într-o singură zi. Prima etapă este munca, pentru că a spus Hristos și Sfânta Scriptură: să-ți câștigi pâinea cu sudoare. Și dacă nu muncești, nu mănânci. Și asta se poate demonstra și în societatea noastră. Ați văzut că dacă nu muncești, chiar nu mănânci. Că n-ai ce, n-ai cu ce cumpăra. Sau n-ai din ce. Al doilea, odihnește-te. Grijește trupul care poartă sufletul. Grijește trupul care este casa sufletului și poartă grijă de el să nu cază în ce? În sinucidere. Sinuciderea lentă. Fumatul, băutul în exces, curvăria în exces. Moartea rapidă a trupului. O travă spânzurătoare, necu și așa mai departe. Deci iată, deci aici trebuie să fim din nou atenți. Iar o a treia și ultima idolatrie este rațiunea inteligibilă care duce la cunoașterea prin știință. Deci noi avem trei stări. Starea întâia, care înseamnă descoperirea sau ceea ce arată Dumnezeu că trebuie să faci și atunci când faci este bine. Doi, este cunoașterea intelectuală, când noi ne pregătim profesional. Unul tămăduiește inima, unul repară tractorul, unul judecă legile statului, unul caută în ochi, unul caută în stomac, fiecare pe specialitatea lui. Iar o a treia, dacă vreți, cunoașterea este priceperea sau darul lui Dumnezeu de a discerne lucrurile prin ce? Prin rugăciune. Și aici ce se întâmplă? Aici apare un fenomen de care toată lumea are nevoie. Când faci ceva, nu stai și le alegi întâi. Oare ar fi bună ideea asta? Să schimb serviciul? Să mai învăț ceva? Să fiu pregătit? Oare ce am să împicești? Deci aici intervine Dumnezeu și te ajută în raport de cât tu te străduiești sufletește. Și în popor noi mai folosim termenul acesta, zice, să-i dea Dumnezeu noroc. Nu-i dă niciun noroc, îți dă luminare de minte și sclipire să fii în centrul problemei atunci când se pune problema ca atare. Și lucrul acesta l-am întâlnit în nenumărate cazuri
Când Domnul a venit și a spus, Părinte, ce credeți că ar fi bine să fac? Zic, uite, citește o rugăciune și du-te și fă lucru cu tare, că s-ar putea să fie bun. Și cu rugăciunea, lucrul respectiv a ieșit bun. Aceasta este priceperea. Deci lucru care, în termenii populari, noi o numim școala vieții. Deci, din această școală a vieții învață omul și duce mai departe. Măsa și învață pe fată, tatăl pe băiat, părinții pe copii, copiii pe fiilor, bunicii pe nepoți și se transmite din generație în generație această nativitate și, dacă vreți, nu toată lumea a știut carte ca acum în secolul 21. Deci sunt și două categorii de inteligență. Au fost oameni inteligenți care nu știau să scrie, dar știau ce trebuie să facă și ce ar trebui scris. Iar acum avem oameni care știu să scrie, dar nu știu ce trebuie scris. Aia e mare artă. Deci, asta este diferența între omul alfabetizat și omul analfabet. Analfabetul știe ce are de făcut, dar nu poate scrie, iar cel cultivat știe să scrie, dar nu știe ce. Da, ca drept dovadă că în lumea modernă unii studenți lucrează cu hands-free-ul, deci li se șoptește ce să scrie, chiar dacă știu să scrie. Și de ce am făcut introducerea aceasta? Ca să înțelegeți că ortodoxia merge din treaptă în treaptă și ajunge la una superioară. Care este treapta superioară a îmbolnăvirii minții? Că aici trebuie să ajungem noi în tema de azi. Este treapta îmbolnăvirii sufletului. Iată-ne în duminica a doua din post, în Capernaum. Un oraș foarte frumos pe care Iisus l-a iubit dintotdeauna și a făcut foarte multe minuni, e o zonă plină cu verdeață. Iar Iisus, stând în acest oraș, ce credeți că făcea? Propovăduia și vindeca bolnavi. Într-o zi a venit Iair. Într-o zi a întâlnit cortegiul văduvei din Nain. Într-o zi a întâlnit pe sluga mai marelui sinagogii, a sutașului, care a spus, nici nu trebuie să intri sub acoperământul meu, nu sunt vrednic, zi numai cu cuvântul. Dar la toate ipostazele acestea de tămăduire, apar câte o incertitudine, care nouă ni se par corecte sau incorrecte, și unii vor spune, da, da, poate ăla care a fost vindecat nu și-a dorit lucrul ăsta. Și atunci, de unde știm noi că fiul văduvei din Nain, când a fost înviat din morți și ridicat din cortegiul de înmormântare, și-a dorit ca să trăiască? În momentul în care Hristos a pus mâna pe sicriu, pe lădița în care era îngropat sau pe giulgiu, i-a spus, tinere, zic ție, scoală-te! Acesta nu numai că s-a sculat, a și vorbit. Deci a spus ceea ce a văzut dincolo de lume. Sau dincolo de el. Fiica lui Iair, care era mititic, avea doar vreo 9 ani, până 9 ani. Ce a spus Hristos? Noi nu știm dacă ea și-a dorit să se facă sănătoasă sau nu, dar știm rugămințile mai mari lui, deci a tatălui ei. A spus, dați-i să mănânce. Și i-a dat să mănânce. În momentul în care sutașul era la distanță și a venit numai stăpânul lui, deci și-a spus, zi cu cuvântul să se împlinească, noi nu știm care era voia celui în suferință. Dar de data aceasta, sutașul primește încredințarea și mai mult decât atât, lauda pentru modul exigent de prezentare a dreptei credințe. Doamne, eu știu cum îi încerc. Tu dacă spui, se împlinește. Iată ce frumos. Prima revelație din gura unui om de alt neam despre puterea de lucrare a lui Dumnezeu în lume. Să fiți foarte atenți, că aici ne oprim azi. Eu știu că dacă tu spui, se împlinește.
Și eu am slugi și spun, du-te și se duce, vino și vine. Du aia sau fă aia și face. Așa e și la tine. Deci iată ce frumos a structurat ierarhia pământească în raport cu ierarhia cerească supusă lui Dumnezeu. Și lui Iisus Hristos, marele învățător și profet și arhiereu al nostru, i-a surâs această noțiune și ce a zis în sinea lui, pentru că era Dumnezeu. E o idee prin care aș putea demonstra, că atât cel bolnav sau suferind, cât și cei care se roagă sunt în comuniune.